oameni, v-ați spus întrebarea, bă, dacă mă atacă unul, trage cineva în mine și am în buzunar de la pantalon sau de la piept niște monezi de 50 de bani, de 10 bani și tot așa. Și v-ați întrebat, bă, oare asta reușesc să oprească glonțul? Ei bine, sunt la poligonul Z Gun Club Deva și voi trage cu 9x19, cel mai uzual calibru, folosit atât de forțe de ordine cât și de răufăcători, bine, în lume întreagă. Și să vedem dacă o monedă de 50 de bani românească reușește să oprească un 9 mm, 9x19. Dracu s-a dus. A rupt aici, rupt, frumos. A rupt, da. Întrucât nu am găsit prima monedă, am recurs la a doua monedă. Un incident de tragere. Asigurat. S-a rezolvat. Deci ne imaginăm că trage de aproape, da? Ok. Hai să căutăm bănuțul. Trebuie să fie pe direcția aia. Concluzia este concluzia balistică de specialitate, obținută în urma testelor balistice de specialitate desfășurate la poligonul Z Gun Club Deva, este următoarea. Muniția de 9-19 mm evaporă bani. Da? Deci dacă sunteți împușcat de către un răufăcător și aveți, se spune că vă nimerește un buzunar de la piept unde aveți ceva mărunțiș, dar de 50 de bani, 10 bani, e bine, odată lovit, odată ce glonțul lovește în monezi, monezile vor dispărea. Deci, practic, vă lasă discat să rămâneți lefte, da? Deci să nu mai aveți absolut deloc bănuți la piept. Așa că e destul de periculos să tragă cineva un 9-19 în tine, să te lovească aici la piept, la corazon, unde ții monezile. Deci feriți-vă de așa ceva. Concluzii finale. 9-19 versus monedă 50 de bani, egal papa monedă 50 de bani. O evaporă efectiv. E un fel de Thanos.
Deci, de la Zetgan Cluteva, eu am fost Broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că ați învățat ceva din mirobolantul test științific, balistic, făcut ad hoc. Ciao.